merea acasă la părinți să-și curme firul Era deznădăjduită, descurajată. Am născut 12 copii, dintre care trei îmi trăiesc. Era o stivă de lemne și mă pus să le așez unul și unul. Stătea în spatele meu și arunca cu lemne în picioarele mele și roia sângele pe picioare. Ați avut temeri în toată perioada aia atâta suferință? Care a fost cea mai mare teamă care ți-a avut-o? Și mă acoperi cu cea cea să mă ducă în morgă, am făcut stop cardiac pe masă. Noi suntem un abur. Nu mă văd nimic. Tot e Domnul. Tot. Trăiesc pentru el. Și gura mea nu va tăcea niciodată că mă via de morți. Oamenii au nevoie, pe lângă faptul că au nevoie de cuvânt, au nevoie să vadă că, într-adevăr, cuvântul îi viu în viața cuiva da. și asta le decurar să meargă mai departe. Mări să fie Domnul. Mă umplea de sânge în mijlocul curții și mă punea să mă rog. Dar nu mai simțeam nimic la un moment dat. Nu mai simțeam loviturile. Mă ducea din zbici până acasă. Stătea în fața adunării când se găta serviciul divin. Vă salut, dragilor, și vă spun bun venit la un nou podcast aici la Eclesia Life. Salutăm astăzi la Eclesia Life un invitat aparte, Sora Moș Maria. Majoritatea dintre voi o știți ca Sora Mia. Mulți o cunoașteți pe Sora Mia pentru lucrarea pe care Dumnezeu i-a pus-o pe inimă, o lucrare care a încredințat, o aceea de a profeții, are un dar profetic prin care Dumnezeu o folosește. Poate că unii știți sau nu, Sora Mia la un moment dat în viața ei a fost bolnavă de cancer și a fost vindecată. Și așa cum obișnuiește dânsa să spună, am fost moartă, dar Dumnezeu m-a înviat. Și când spune un cadru medical, un fost cadru medical, lucrul acesta este ceva. Dar dincolo de mărturia aceasta, ce am apreciat întotdeauna la, la sora mea e că, deși Dumnezeu o folosește, a pus lumina întotdeauna pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu atunci când îți dă un dar, ți-l dă pentru a lărgi împărăția lui Dumnezeu, pentru a construi împărăția lui Dumnezeu, nu pentru a-ți crește ție stima ta de sine. Și lucrul acesta este unul extraordinar. Asta vreau să vorbim la podcastul acesta, despre împărția lui Dumnezeu, despre experiențele pe care sora mea le-a avut și continuă să le aibă cu Domnul. Iată, o viață, o viață de om, o viață trăită în slujire. Dumnezeu face minuni și astăzi și ne bucurăm de lucrul acesta. Bun venit la Eclesia Life, sora mea. Bine v-am găsit ne bucurăm că ați acceptat să fiți cu noi, iată, la, la un podcast aici. Mulțumesc că m-ați chemat. Îmi spunea sora mea și m-a rugat încă din introducere să vă citesc un verset, un verset pentru cei descurajați sau pentru cei care vă luptați poate cu doiala. Eclesiastul 3 cu 11 i-a pus Domnul pe inimă orice lucru, el îl face frumos uh, la vremea lui. Uh, povesteam cu dânsa și atunci când am rugat-o să ne împărtășească experiențele, experiențele ei cu Domnul, uh, a fost, a fost bucuroasă că poate să facă lucrul acesta, dar înainte să ne spune sora mea ce experiență ați avut cu Domnul, când Dumnezeu s-a atins și v-a vindecat, spuneți-ne pentru cei care poate nu vă cunosc sau poate vă cunosc doar din biserică, cine este sora Moș Maria? Am născut în 1953 în județul Maramureș, în satul Gărdani. Am fost copil orfan. Am avut o copilărie grea. Mama mea era ortodoxă. Deci a, a murit tata. Nu l-am cunoscut niciodată. Nu l-am cunoscut. La șapte ani m-am întâlnit cu domnul, prima dată, nici astăzi nu știu ce am văzut un înger pe domnul, era patru dimineața și mai cuța ne duce să culegem mure, să le vândă, eram săraci. Și a rămas în urmă să mă rog. Dimnică căutam rugăciunea și cum știam să mă rog. Îmi era drag de mică căutam rugăciunea. Am zis tatăl nostru și în timp ce ziceam tatăl nostru, o apărut o ființă în alb în fața mea. Am avut șapte ani. Am plâns. După șapte ani, la 14 ani, eram la cules de fructe cu fratele meu. Eram doi copii orfani necăjeți. Aveam degetele ieșite afară din tenis, era iarnă și noi ne-am dus la descărcat de vagoane, la intrare în Baia Mare de cartofi. Au fost primele încălțăminte care ne le-am luat noi și primul palton care n-am avut în viața mea. Acolo am întâlnit două fete pocăite. Una era pocăită și una era firească. Și-a pocăită o cântat o cântare și mi-a rămas întipărită în minte. Era seara liniștită cu cerul senin, când fugina a pregătită fiului divin. O cândare când l au vândut Iuda pe Domnul și mi-a rămas întipărită în mintea mea. Din șapte în șapte ani m-am întâlnit cu Domnul. La 28 de ani l-am primit pe Domnul în inima mea. Sunt în Arad din 69. M-am căsătorit foarte tânăr, la 15 ani jumate. Sora mea, scuzați-mă că uh, vă întrerup. Deci ziceați că din șapte în șapte ani l-ați. M-am întâlnit cu Domnul. Da. Și între perioadele astea ați mai avut. Uh, sau Ce a fost nu. în toată perioada asta? Tot la șapte ani m-am întâlnit cu Domnul. Uh -huh. Și locuiați, locuiați cu mama, nu? Cu mama. Și am avut atât Vitrec. Și copilărie foarte grea. La 28 de ani am primit pe Domnul nini. Erați deja mutat în Arad la 28 de ani. Da. La câți ani ați venit din Maramureș? La 15 ani și la 15 ani jumate m-am căsătorit. Deci la 15 ani împreună cu mama v-ați mutat aici în Arad. Și m-am căsătorit. Sunt de 53 de ani în Arad. M-am întâlnit cu Domnul, dar eu aveam deja cancer. M-a tratat Aradul, Timișoara. Am născut 12 copii, dintre care trei, trăiesc și mi-au spus că am cancer, ultima fetiță a trăit o săptămână. Da. Câți ani aveați când ați, ați descoperit că aveți cancer? 28, 28 de ani, deci atunci, practic, l-ați cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Mama mea era de patru ani întorsă la domnul și se ruga pentru copiii ei. Uh -huh. Ea fiind pentecostală, a avut un cuvânt din partea domnului că unul din copiii ei se va întoarce la Dumnezeu și Domnul are un plan deosebit cu unul din copiii ei. Ea știe din Maramureș că eu vreau să mă botez. M-am predat inima în Biserica Baptistă din Gai. Am trecut pe lângă biserică și am auzit cântând la 28 de ani. După, după șapte ani, șapte ani, șapte ani de trei ori. Și am intrat înăuntru și n-am mai ieșit. Am avut o viață grea, o căsnicie grea. Eu fost foarte chinuită pentru credință. Mă ducea din Zbici până acasă. Stăteam fața adunării când se găta serviciul divin. Cine anume? Cum... Soțul. Deci după ce v-ați întors la domnul. După ce am predat la domnul. Soțul n-a fost de acord, să înțeleg. O să zis că le-am făcut neamul de rușine și muri murit de mâna lor. Dar... Câți copii aveați atunci? A zis că trei. Trei am în viață. Trei. Deci, după ultima fetiță, n-am mai născut. Eram bolnavă deja. După doi ani, am făcut legământ cu Domnul în 83, păstă voia lor. Și nu v-a fost frică de am faptul că... Am văzut pe Domnul în timp ce mă strângea de gât, am văzut îmbrăcată haină albă și o mulțime de de oameni îmbrăcați în alb. Și știu că nu mă poate mură, că eu trebuie să fiu îmbrăcat în haină albă și să fiu în ceata aia care am văzut-o. Dar eu când m-am întors la Domnul nu m am mai păsat de nimic. Nu m am mai fost frică de nimic, orice mi-ar fi făcut. Și astăzi spun, o iubesc pe Domnul mai mult decât îl iubesc viața. De-abia aștept să mă întâlnesc cu el. Aș vrea să spun celor ce nu-l cunosc pe Domnul. Și stau în compană. Dumnezeu nu e religie, Dumnezeu e dragoste desăvârșită. El nu schimbă religia, El schimbă inima unui om. Și dacă are un plan cu cineva sau când Domnul iubește desăvârșit, iartă desăvârșit, în tot e desăvârșit, e suveran. Domnul îi așează în drumul lui copilului, să-i transmită iubirea lui. Oricine ne-ar întoarce spatele, noi suntem datori să iubim și să iertăm, dar nu oricum. Domnul pleca capul pe cruce și o zis, tată, iartă că nu știu ce fac. Suntem datori să ne rugăm pentru cei pe care iertăm și ne-o Deci, practic, dumneavoastră ați descoperit dragostea asta a Domnului Iisus Desăvârșită. Hristos. Desăvârșită. Și asta vă dat Nemăginită. putere, ziceați că ați, ați, fost efectiv biciuită de soțul da. dumneavoastră. Am umplea de sânge în mijlocul curții și mă punea să mă rog. Dar nu mai simțeam nimic la un moment dat. Nu mai simțeam loviturile. Și ce vă dădea putere să mergeți mai departe? N-ați vrut să renunțați în momentele astea? M-am întâlnit cu Domnul. Am avut o întâlnire deosebită cu Domnul. N-am să pot mulțumi niciodată pentru că o găduit să-i cunosc iubirea lui adevărată. Nila lui, deci, practic, relația cu Dumnezeu vă întărea în momentele alea dificile. Și mă întărește. Mă dore când văd oameni care au curajul să mă sau să zică că, de ce? Sau să zică, unde-i Dumnezeu? Dumnezeu e suveran. El ne-a creat. Noi suntem un abur. Nu mă văd nimic. Tot e Domnul. Tot. Trăiesc pentru El. Și gura mea nu va tăcea niciodată că mă via de morți. Dacă de-aia vă întrebam că există astăzi o grămadă de oameni care, știți cum îi, atunci când trec printr-o chestie grea, prin, dau de greu, zic, oh, nu mai pot, nu, Dumnezeu trebuie să-mi facă drumul ușor, de-aia m-am întors la Domnul. Și când aud pe cineva care spune, ca și noastră, în, în urmă cu câți ani se întâmpla să fiți așa inuită de soțul dumneavoastră? Am primit lucrarea de 37 de ani, m-am întors la domnul, la domnul, am făcut legământ cu Domnul în 83. Deci prin anul 83-84 atunci erați... Să... În 83-84 mă zbăteam în moarte, în oncologia din Cluj. Oamenii care își permit să zică de ce și să murmure, n-au stat ornicie în Dumnezeu. Am curajul să spun lucrul ăsta pentru că Dumnezeu e suveran și El coordonează tot. Mm -hmm. Nu contează cine suntem, suntem doar un abur, suntem... În, în, în brațele Lui, în mila Lui oricine ar fi persoana respectivă și nimeni nu-i nimic de fapt tot ce îi Dumnezeu cel viu El deci, e viața din noi Pe lângă faptul că aveați din partea familiei aveați lupte a fost chinuit. O au venit tare. și boala ați descoperit da. a... După cancerul. ultima naștere mi-a spus că am rană am ajuns mutratată tata Radu la ce era cancerul? La burtă. Am ajuns la Timișoara când am fost mulțumită de arat. La Timișoara am avut curajul să întreb ce am, că nu mi-a spus. Am văzut că am slăbit și eram așa cum eram, că am fost grav. Și ne-am dus la oncologia din Cluj cu soțul meu. Dar pe drum, eu nu vreau să umit, aveam deja uh, șase luni de când am încheiat legământul cu Domnul, bolnavă fiind. Uh -huh. Pe drum ne-am înțeles să căutăm o biserică penticostală. Mama mea era penticostală. Eu eram baptistă. Iubesc mult baptiștii. și salut cu multă dragoste. Și vreau să le spun că Dumnezeu face semne și minuni și astăzi, pentru orice suflet dar pentru inima care îi dornică să se întâlnească cu Domnul, Domnul coboră într-un mod deosebit. Până la urmă nu-i vorba despre baptiști, pentru nu că stale, vorba, ortodox sau catolici. Da, da. Până la urmă e vorba despre întâlnirea omului cu Dumnezeu, că da, Hristos eu, ne mântuiește. Și... Da, eu sunt baptistă, botezată cu Duhul Sfânt, uh -huh. mulțumim Domnului și sunt foarte mulți frați baptiști botezați cu Duhul Sfânt. Vine Domnul, e vremea sfârșitului și își pregătește domnul Miriasa. Așa e. Și mergeați, mergeați, spunea spre Timișoara și ați vrut să căutați o, nu. o biserică la Cluj. Pendico... la Cluj. La mergeați și vreați o biserică penticostală să căutați. Da. Am ajuns pe Carpați și acolo se renova și atunci ne a dus, ne-am îndrumat pe Albinei, biserica de pe Albinei. În vremea aceea să făceau rugăciuni puternice pentru bolnavi. ne a dus la fratele pastor în birou, o cerut buletinul și m-a întrebat dacă cred în ungere. Și am zis, n-am înțeles nici ce înseamnă ungere. La frații bautiști nu se vorbea de ungere. O să când se va face ungere la bolnavi, să mă duc în fața învonului. M-am dus în fața învonului și în timpul ăsta s-a ridicat un frate bătrân orb și o să avem un suflet printre noi din altă cetate care va fi vindecată, dar se va îndoi. Îi rog pe frații mei, iubiți, a Domnului Iisus, să nu desprețuiți lucrarea Duhului Sfânt, nici descoperirea, pentru că Dumnezeu, din dragostea Lui desăvârșită, comunică cu noi. Fratele era orb și nu m-a văzut, dar o sta la ieșire din, din adunare, și-a pus mâna pe mine și-a zis tu ești sufletul care ai fost atinsă de Domnul, dar te vei îndoi. Am ajuns la Arad, ne-a dus la oncologie, ne-a făcut fișă în oncologie, dar nu mai coincis analizele cu cele din Timișoara, Domnul s-a atins de mine. Dar așa cum a fost prin fratele Vedenia, prin fratele ori bătrân, spre Crăciun, m-am îndoit, am început să zic că am cancer, voi muri. Deci analizele erau bune în urma lucrării. Da. da. Ați venit de la Cluj acasă. Da. Și spre Crăciun am început îmi cer scuze, o hemoragie foarte mare. Deci când am ajuns din nou în oncologie, eram într-un hal grav, grav. Mi-a spus doctorul în față, ești foarte grav. I-am zis să cred din jos, să, să nu am echilibrat, să nu-mi dați somnifere, eu mă încred în Dumnezeu. Doctorul Roman era șeful animării din Cluj pe vremea aceea. Era pocăit și eu n am știut. Te deschidea ușa la salon și îmi vorbea cu versete biblice, dar n știut că el e pocăit m deschis Clujul, m-a operat, m-a luat biopsie și m-a operat. Și în prima operație ori tăiat o arteră din greșeală și o rubligătura cu mușchi de la vortă scrie tot în ieșire. Și m-a acoperit cu cea ce să mă duc în morgă, am făcut stop cardiac pe masă. Ori dus -o pe mama mea cu forța din fața ușii ca să mă poată duce în morgă. Și mai cuța urla și pe ea a murit, o mai a murit o femeie tânără înaintea mea pe masă, pe masă de operație. Când am ajuns la morgă, doctorul Roman o zis că te -i, să scătăi să-i dea voie să ridice cea ce a fugit pe ochi. Dar Dumnezeu îmi să trec pe acolo ca să-i cunosc iubirea lui desăvârșită. Am avut o întâlnire directă cu Domnul și mulțumesc. Niciodată n-am să-i pot mulțumi de ajuns o ridica cea ceapă de pe ochi și o ridica aproape ochiului și au văzut că și-o revenit pupila la normal. Și atunci am urbăgat venă pe aici, până în apropiere de inimă. Pe aici am băgat sânge, am fost în coma, partea era curgea sângele. Când am ieșit din coma, când m-am trezit din coma, am stat pe zile în coma, când m-am trezit din comă, vorbeam slab. Auzi în comă, dar nu poți să vorbești. Îi auzeam, nu puteam să le răspund. Când m-am trezit din comă, domnul stătea în fața mea și m-am simțit așa de golă. Omul care e în comă e ca un om mort, nu i dă voie să fie îmbrăcat, să-l poată duce în morgă. Dar eu m-am văzut golă, țărâna, în fața Domnului stătea înaintea mea și am zis să mă acopere capul cu, cu, prosopul că Domnul stă în fața mea porbaticul de dragul Domnului și am să-l port până închid ochii nu sunt fixistă, eu privesc la sufletul omului, mă învăța Domnul, nu la îmbrăcăminte, la ceea ce izbește ochii. Dar eu vorbeam foarte slab când am cerut să mă acopere capul. Și l-am auzit pe doctor zicând, bine ar fi dacă ai trăi. Eu din nou am deschis ochii și am zis, voi trăi, domn doctor, domnul stă în fața mea. Și am început să cânt slab. Frații baptiști au zis că există cântarea. M-am trezit cu cântarea, că mi-a viață tu mi-ai dat, te-ai îndurat de mine. Asta am început să cânt. După ce m-am trezit din comă, Moscos mișa aia, după artiera aia tăiată, după un timp s-a oprit hemoragia. Dumnezeu e viu și trăiește. Și cel ce stă în cumpănă și nu lucrează pe Domnul, Domnul se deschide ochii, că Dumnezeu e viu. Nimeni nu-i ca el. Nu merit nimic, Mila lui n-are margini, nu sunt mai bună ca cei ce sunt în și-o nu-i bunătatea față de sufletul meu, alții nu-l mai deschis, ok, eu i-am deschis. Mor trimis Clujul acasă cu operație deschisă și-or semnat că mor pe drum, că n-ajung la Arad în viață. Cea ce era încă tăiată, practic. Sau reușiseră să facă ceva? Era, eu cred că nu știu ce-au făcut cu mine. Nu știu ce s-a întâmplat. Cum, pentru că după ce m-au trimis la rad în starea aia, m-au purtat la chirurgie până m-au închis rana, că m-au trimis cu operație deschisă în rad. Și-au că -a mor pe drum. Și în stare de inconștiență am ajuns la rad. Fiindcă am auzit pe Daniela mea zicând, de departe, m-am întors înapoi. Ea m-a auzit glasul, să zis dacă întorci pe mamica înapoi eu mă predau ție. Ea m auzit vocea. Și când e m auzit vocea, am înțins mâna spre ea și am zis, Daniela, tu ești mame? Și eu s o trezit. Am zăcut multă vreme pentru că mie m-au fost scoase intestinile afară și a fost spălate că a fost plinit de hematomi și aveam dureri. Deci eram bolnavă. Ascundea oglinda de mine, oricum nu mă puteam ridica de pe pat. Am fost foarte mult timp hrănită cu perfuzii. Și din nou zic, să nu se disprețuiască vasele Domnului. E foarte important, pentru că Dumnezeu lucrează. Or veni două femei la noi acasă, după multă vreme încă eram pe pat, ziceam pe pat, în perioada una, aia de suferință. Da. Una era proroc. Dumnezeu l-a trimis la noi. Eu nu le cunoșteam. Și o zis că te bărbatul meu ne-a trimis Dumnezeu la dumneavoastră. Este un păstor bătrân, proroc. Am vrea să o ducem păstor acolo dacă vreți să veniți cu noi. Domnul ne-a să o ducem acolo. Și o zis bărbatul meu, oricum îi halul în care îi nu știu dacă mai scapă. Nu pierdem nimic, o zis el, dacă o ducem. El încă nu s-a întors la da, Domnul. Nu. m dus la fratele pastor la proroc acasă, era plin acolo, era undeva la un apartament și era foarte multă lume și stătea în picioare. El nu era acasă. Pe mine m-a pus undeva pe un scaun într-un colț să stau jos, că n-aveam cum să stau în picioare. Dar prorocul când o intra pe ușă, o venit drept la mine și o zis, nu m-a văzut în viața lui, nu mă cunoștea. O zis, iată, în seara asta o zis, domnul pe gura lui, scot cancerul din tine. Și de acolo am început să revin încet și să încep să mănânc și să umbă picioarele mele. Dar, după 30 de ani, recidiva cancerul. Și 30 eram de ani ați fost a bine. bine. Eram în Austria, într-o biserică, și mărturiseam vindecarea. Și la un moment dat am zis și spun și acum, cu toată inima mea, îl iubesc pe Domnul mai mult decât o iubesc viața. De-abia aștept să mă întâlnesc cu El. Când a zis așa, am auzit o voce, dar nu a auzit-o nimeni, numai eu. O zis, Domnul. Ceva a costat ce ai spus. Am venit acasă din Austria în 2014. Aici, în zona ochiului, aici, o crescut o carne urâtă, neagră. Oncologii știu că mai sus, unde e cancerul, ei zic că mai este un pui. Întotdeauna pun mâna și știu că trebuie să mai fie încă undeva un pui. La mine s-a făcut aici, am operație estetică aici, a fost groapă și uh, mai sus era așa ca un măr verde, aici pe osul de la nas. Nipota mea o termina medicina și eu umblam la facultatea de medicină și nu tăcea gura mea, nu o să tacă, mărturiseam pe domnul. Era acolo o prietenă baptistă și meream la ea în birou și veneau medici acolo și eu vorbeam de domnul. Și într-o zi a venit un medic tânăr, catolic, așa m-am bucurat că i-am vorbit de Domnul și a fost așa de deschis, tot ce i-am zis o primi cu sufletul, cu inima și așa m-am bucurat. Și el a zis așa cumva cu milă, Doamna mia, vrei să orbești? Că deja sângera carnea e urâtă, neagră, crescută, era afară să vedea urât. A zis, nu, Doamne, ferește. A zis, îmi dai voie să fac un film la carnea e urâtă. Am zis, da, vă rog, mulțumesc. Mi-a făcut film. O trimis la un oncolog profesor în Timișoara și dimineață m-a simțit ridicată pe sus de ei și dus în spital. O zis profesorul, zice, e cancer, nu o lăsați. Nu știu dacă vă vine să credeți, dar medicii au făcut și-au plătit operația. Așa face Dumnezeu să folosește de cine vrea El pentru copiii Lui, pentru cei năcăjiți, pentru cei uropsâți, pentru cei ce n-au pe nimeni. M-au operat în 2014. Am scris pe Biblie și ora și ziua și tot. Și când mi-a venit biopsia și au zis că e cancer malign. Eram pe holul spitalului după ce m-au operat. Și m-am văzut ieșind din nou din salon. Și am zis că un frate pastor, nu o să-i spun numele, care era la mine la spital cu soția dumnealui Am zis, frate pastor, iară vin aici. De ce, sora mea? Am zis, m-am văzut ieșind de acolo din nou. Zic, fer, dar nu mai vin încă o dată aici. Când o venit biopsia cancer malign, scrie clar pe biopsie că nu se cunoaște locul de invazie, am zis că tăiei, deci s-a extins cancerul după ce l tăia de acolo, ei tăie după operație, foarte adânc, da. O zis că mai trebuie să mă deschidă din nou, că s-a dus deja cancerul mai sus. Am zis, lăsați-mă un tic, că eram speriată, orice om, e om, e țărână, oricine ar fi. Și după o lună m-au deschis din nou, mi a scos ochiul afară, m-au luat pe ochiului jos, S-a făcut ca o conopidă, de doctorii, trei medici m-au operat, te tăiat. Am rămas așa operată și ei au vrut să mă mai deschidă încă o dată, ci m și deschis, am biopsia și nu am mai găsit nicio celulă canceroasă. În timpul ăsta am primit o lucrare în spital, o păstrez, scrie așa pe lucrare, pe foaia ce, încă o dată voi opri cancerul în ea, dar nu pentru ea, pentru cei ce-s și lanțul vrășmașului, pentru cei ce nu mă mai cred, regret, dar sunt copii a Domnului, care îl pun pe Domnul cum, până trec până greu, până suferință, până probleme. Și nu se încrede în Dumnezeu. Nu privesc la Domnul. Privesc la ei, la greul lor. Și atunci bat pasul pe loc. Domnul nu vrea asta. Domnul vrea să privim la El. E așa de minunat Dumnezeu și nu o lăsa niciodată pe ai Lui. Și nici nu i va lăsa. Deci, practic, ați simțit că Dumnezeu a vrut să vă folosiți, să înveți o lecție pe cei din jurul dumneavoastră a încrederii în Dumnezeu. Așa se exprimă în lucrare. Eu o voi porta din loc cu loc și voi mărturisi ce i-am făcut. Nu știu dacă vă vine să credeți, dar nu-i puțin lucru să se oprească cancerul din evoluție. Ori mai deschis încă o dată și nu or mai găsit celule cancerose. Mortestat testat medici din Timișoara să vadă ce s-a întâmplat, nu le-au venit să creadă. O văzut cicatrici acolo, cum au scos ei ochii, unde ei nu ori tăiat. Unde au făcut Dumnezeu. nu ți fixistă, eu îl cred pe Domnul pe cuvânt. E nemărginită dragostea lui, puterea lui, e suveran, el e tot. Umblăm pe picioarele noastre, fiindcă el așa vrea. Sau dacă cel ce stă în căruțul cu rotile și poate să-i mulțumească Domnului și fericit că Domnul locuiește în inima lui, îi e o binecuvântare de la Dumnezeu. Și eu doresc din tot sufletul meu ca fiecare suflet care mă ascultă să-și atingă Domnul. Și cel bolnav, și cel deznădăștuit, și cel descurajat, să fie atins, de domnul. Și domnul să înoiască puterea, să poate meargă mai departe cât domnul a hotărât să rămânem pe pământul ăsta străin. Mm -hmm. Sora mea, povestiți cu, acum cu emoții și în același timp cu curaj, pentru că ați văzut și l-ați cunoscut și îl cunoașteți pe un Dumnezeu care lucrează. Dincolo de asta, Ați avut temeri în toată perioada aia, atâta suferință? Care a fost cea mai mare teamă care ați avut-o? Mi-a fost teamă. La ultima operație, când am intrat în casă, mi-a plecat genunchi și am mulțumit Domnului că m-a mai trecut încă o dată pe încuțit. Dar am plâns și am zis, Tată, să nu mă mai lași să ajung acolo. Sunt țărână. Dar Dumnezeu m-a întărit. Deci tot timpul a fost cu mine. Nici o clipă nu m-a lăsat singură. N-a fost disperată. Inima mea era fericită și n-am tăcut nici în spital. L-am mărturisit pe Domnul și l-am mărturisi toată viața mea, că tu ai trăit pe pământ. Deci, practic, nu v-ați pierdut nu. nădejdea în Dumnezeu nu, în perioada. Nu, asta. nu, 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 nu. Vedeți, sunt oameni care atunci când dau de greu, parcă... Nu mă lăsa Domnul, nici o clipă. Dumnezeu e tatăl orfanilor și pot să zic că a fost singurul meu tată și singurul meu tată pe care l-am cunoscut vreodată. Și ne-a purtat grija și îmi poartă grija. Am plâns la 1 mai când am împlinit 69 de ani. Și am zis, Doamne, nu merit că am ajuns vârsta asta, mulțumesc. Meritul Domnului. Încă îmi păstrează firul veții. Mila lui ce sfântă. Și-o înnoi bunătatea, nu că mai bună ca cei ce sunt țărână. Socra fratelui Ginela a avut același diagnostic ca mine, de o vârstă cu mine și în pământ. Pe mine m-a lăsat Domnul în viață. Nu merit. Nu merit. Și nici n-am cum să-ți îngura închisă. Pentru că Dumnezeu e viu, trăiește în sufletul meu, în inima mea. Da, până la urmă, viața noastră și scopul nostru pe pământ nu-i să ne, să ne fim plăcuți nouă și ne, să trăim pentru slava lui Dumnezeu și când descoperim asta, cred că viața noastră uh, prinde o altă, o altă, un alt sens. Are sens. Are sens, da. Oamenii binecuvântați de Dumnezeu sunt oameni prin care să transmite binecuvântare în preajma lor. Să ne ajute Domnul să fim așa. 69 de ani, ziceați, atât Dumnezeu va. a dat. Domnului! care poate cea mai mare lecție în toată perioada asta care ați învățat-o și poate ați vrea să o împărtășiți cu cei care ne ascultă la podcastul ăsta? În atâția ani de umblare cu Domnul, de suferință, iată, poate și în sistemul comunist, că a fost și perioada comunistă da. în care... Ați... Era o duminică dimineața în care Domnul mi-a spus, astăzi vreau să mă ating de un suflet. Eu am avut dosar la securitate pentru lucrări, dar de la lucrări în Mesticănișul vechi. Bete de azi. Uh -huh. de la Frații Baptiști, acolo am fost membră la Mestecăniș. și domnul m-a trimis în dimineața aceea pentru un suflet și o săzi bărbatul meu, dacă merg la adunare mănânci jar, era o stivă de lemne și mă pus să le așez unul și unul, stătea în spatele meu și arunca cu lemne în picioarele mele și roia sângele pe picioare. Dar eu cântam. La un moment dat au zis că tămii, tămii mir, cât rău ți-am făcut și tu cânti. Dar n-ai plecat odată la adunare. Dar trebuia să plec, pentru că Domnul a zis că trebuie să ajung, să se atingă din suflet. Am ajuns la adunare. Să spun numele adunării? Da, sigur. Am ajuns la adunare, era Porumbița, pe timpul ăla. Acolo uh -huh. m-a trimis Domnul, cu bicicleta din Gai până acolo. Și când am intrat acolo, era un om al legii care înregistra lucrarea Duhului Sfânt. Era securitatea pe vremea ce... Asta e înainte de 89. Da. Și am zis că tot oră bătrână vreau frumos să scoteți afară pe cei din conducere. Pe doi sau trei dintre ei. În zis, dumneavoastră îi cunoașteți, eu nu-i cunosc. Eu scos afară, în curte. Și am zis, vă rog frumos să scoateți pe domnul ăla afară. I-am spus cum e îmbrăcat. Domnul a ieșit afară. Am zis că tăi el, nici măcar n-am să te privesc. Am zis, sunt un om care respectă pe oricine, dar pe tale nu te respect, ești omul legii. Și ai înregistrat ce s-a petrecut aici. Domnul m-a trimis să-ți spun că ce ai mai scump Dumnezeu îți va lua dacă mai registrezi vasele de lucru și dacă vasele de lucru sunt bătute din cauza numitale. Știți ce mi-a răspuns? O să scătăm. Da, sunt omul legii, că era civil. Zice, dacă n-aș fi avut vis ceea ce spui tu acum, te-aș aresta. Deci, practic, el a să un vis înainte să, exact. să vină atunci. Exact. Că Dumnezeu e copilul cel mai mic dacă nu se lasă de ceea ce face. Și au zis că te mi să mai zic de Domnul și am zis, atât a fost întrevederea noastră. I-am salutat pe frate și am plecat. După o vreme, ne-am întâlnit, veniam de la Dunare și am întâlnit încă un vas și am zis că el rămâi aici, în stația de tramvai, așteptăm încă încă trebuia să fim 10 vase acolo. El s-a uitat la mine speriat, a că vorbești serios, am zis foarte serios. O veni 10 vase. Am zis, acum știi ce se petrece? Opus domnul garda de îngeri în jurul nostru, plecă în capul, mai încolo de stație și ne rucăm. Așa am făcut. Deci întâmplător în stație de tramvai. Întâmplător. Dumnezeu le-a pus. A fost hotărât. Da, 10 ze proroci practic s-au întâlnit acolo. Da. Oameni, și atunci a venit omul la securistul ăla. Era... în timp ce erați acolo. Da, mă cunosc cu vocea. Și o zis că de mine, sunteți sora mea, așa -i? Eu m-am uitat la el, am zis, da. Zice, vă mai amintiți de mine? Îs cu tare, cu tare. Și am zis, da, domnul să vă binecuvânteze. El a zis, m-am convertit, m-am întors la Dumnezeu. Am zis că de el, dacă e așa, Ferici de sufletul dumitale. Dar am zis, adu-ți aminte, ți-am zis și atunci că eu nu cred în om. Însă Domnul să te binecuvânteze dacă ai făcut așa. Îi mulțumesc Domnului pentru că am văzut cu ochii de carne multe lucruri. Și omul ăla chiar a fost schimbat. Sunt a la Dumnezeu. Ce fain. Nimeni nu-i ca Domnul. Recent am primit viza pentru America dar nu m-am vaccinat, n-am nimic cu nimeni, nici cu vaccinul, nici cu nimeni, nici am principiile mele și nu m-am vaccinat. Și am stat în Miohen 21 de ore în aeroport. Când am ajuns la avion, la un. Trebuia să plecați în America, nu? Da. da. Când am ajuns la avion, ne-au întors pe 14 persoane înapoi. Ai mei ori cumpărat bilet cu un soțitor. Dar eu am stat pe un scaun și am uitat biletul ăla cu scaun cu handicapat care arată că ești consoțitor, l-am uitat pe un scaun. Deja deci, am oprit o poliție și am oprit băia care purta poștea cu soțitor, că nu mă înțeles nimeni limba, ei vorbeau germană, eu românește, le-am dat telefonul să îmi facă telefonul să grăiesc ca mine, mi-au stricat telefonul, am stat pe scaun, au trecut 21 de ore. Ai mei s au speriat că nu știu nimic ghimnie și o alertat poliția aeroportului. Frații mei din Arad. Să le zic pe nume, că sunt iubiți -i sufletului da, meu liniștită. și iubesc foarte mult. Până la urmă discutăm deschis uh, despre... Fratele pușcaș. pușcași. Uh -huh. Nu vreau să sar de la una la alta, eram într-o adunare Penticostal în ziua 50, mi pot să spun? Da, sigur. Și a fost lucrare pentru popor prin mine și o să Domnul, semn că stau cu voi de vorbă în biserica din Chelmac, voi, face, voi lăsa un semn într-un suflet. Eu nu știu că acolo sunt frați baptiști. Nu am nimic cu frații mei baptiști, iubesc. Sunt baptistă botezată cu Duhul Sfânt. La sfârșit, când s-a făcut mulțumirea pentru lucrare, am zis, Domnul, unde unii da sufletul, că s-a încheiat lucrarea. Și o să ți Domnul, sufletul e la ușă, vreau să las un semn în el. Și am făcut semn la fratele pastor că eram în față. Când am ajuns lângă el, îi mi pușca vorbea cursiv în limbi și plângea. Eu sărit în gât soția lui, copiii lui, socră, sau socră, toți baptiștii care erau acolo. Eu n -am știu că nu i-am cunoscut, nu i-am văzut în viața mea. Îi iubesc mult și îi respect, deosebiți. Și am zis de multe ori la fratele, îmi vezi că în tine semn de la Dumnezeu, vorbea cursiv în limbi, fără să străiască. Și, practic, mirat. fratele Emi uh, v au căutat atunci când erați la da, aeroport? Da, cu umanul Nigrea. Mm -hmm. Au sunat la aeroport, la poliția aeroportului și m-am auzit dintr-o dată numele pe un megafon, ele cele. Stăteam pe scaunul liniștită. O zis, moș Maria, unde ești? Stai pe loc. Românești o zis. zis. Bă, mm -hmm. pe loc am stat. O venit o doamnă plină de aur, polițistă, și mi-au rostit numele și am știut că o veni să mă țină pe loc. Deci, practic, o veni să vă ajute în situația, da. Nu dura mult, că a venit o altă doamnă, deosebită, deosebită. Domnul s-o binecuvânteze, că știu că o să mă audă și o să mă vadă. Și au zis, bună ziua, așa militărești, au zis, că lucrează acolo, în poliția aeroportului. O zis, Maria, moș sunteți? Bună ziua! Eu zis, Maria, moș sunt, dar dumneavoastră s-ar cuveni să ziceți pacea Domnului, că sunt soră cu mine. Ea o cerut, o plâns, mi-o sărit în gât. Și a început Domnul să-i spună viața ei. O zis, de un an cer un proroc de la Dumnezeu să-mi vorbească. Eu am pierdut avionul nu pentru că nu trebuia să ajung în America, că ajung, că nu s-a mutat America de la loc. L-am pierdut pentru ea. Domnul zice, pentru un suflet dau de cetăți. Deci, practic, o trebuie să aveți o întâlnire cu exact. persoana respectivă. Ea era sora soției pastorului Gemiongen, uh -huh. a fratelui Nico Wagner. Îi salut cu respect deosebit, ne-am bucurat împreună. În casa lor ne-am bucurat, Murdus la adunare și-a proslăbit domnul numele. E așa de minunat Dumnezeu cum lucrează. Tot ce face, face spre binele nostru. Să atâtea mărturii aș avea. Eram cu frații mei de la Hălmagiu, pe în sus, ne au dus cu căruța cu cai. Unde a fost mine? Nici nu știu cum să zice acolo. Nu intră nici preu, nici nimic. Bănești sau nu știu cum să zice. Mai sus. Era o soră care avea cancer. Asta cu câți ani în urmă era? Acasă. Eram tânără. Mm -hmm. Și am strâns pe frați. Asta fac și astăzi. Eu, eu nu mă rușinez de domnul, eu când și-mi locul drumului. Dar nu, nu deci așa, cu, cu înțelepciunii de la Dumnezeu, dacă suntem cu frați. Nu ne rușinăm de domnul și nu facem noi publicitate, nici nu atragem pe nimeni, atrage Dumnezeu pe oameni. Noi trebuie să avem curaj să mărturisim pe Domnul. Amin. Până la urmă asta e. Îl avem în inima în care trăiește Domnul viață și de acolo curg râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Ne-a dus la sora aia cu cancer. Ea avea un singur băiat, un bețiv. Noi am cântat, aveam toți hârtii cu cântările și am cântat, eram un grup. Fratele Ghiță Covaș din Pecica, poate să spună, a fost martor. La un moment dat o zis, băiatul era băut să vă văd cum mergeți de aici, că nu aveți cu ce, nu sunt mașini, nu-i nimic. am un singur tv de deci asta e o mărturie puternică. Am un singur tv și zice, nu a fost folosit de multă vreme și bateria atât e gros, circuitele de șobolani. Am zis că te de să ne rugăm. zis că el, te rog frumos, pune bateria la locul ei. El a zis că nu-s normală la cap. A zis, ok, ei, sunt de acord cu ce spui, dar dacă sunt așa cum sunt, sunt pentru Domnul Isus care trăiește în ființa mea. A zis, pune acolo bateria și pune mâna peste circuitele alea mâncate de șobolani și peste mâna dumneavoastră, pun și eu mâna, dar o pune Domnul. În numele Domnului Isus vă spun că sunt martori. S-au aprins farurile la mașină cu circuitele mâncate de șobolani. S-a din beție, plângea. Și o zis, cu adevărat, cu tine este Dumnezeu, în tine trăiește Dumnezeu și eu vreau să mă întorc la El. Eu, înucărat, pătăți, părând, până în ne eu dus până jos, până în hortoabele alea, noaptea. Avea faruri, că Domnul eu a prins farurile. S-a întors la Dumnezeu, s o trecut din viață, că am verificat, pe urmă. Dar eu îi mulțumesc Domnule, așa de mult dacă pentru un suflet mă folosești Domnul. Mai pot să spun o mărturie? Sigur, ce îmi dau seama că, spunând aici, am dat seama că în fiecare mărturie, de fapt, scopul e că Dumnezeu a atins oameni și Dumnezeu a da, cu putere. o lucrat. Cu putere, că... vizibil întâlnirea și podcastul ăsta noi i practic să ne lăudăm cu ce putem noi face nici ci nu ne putem lăuda, dacă nu avem cu ce să cu slăbiciunile de până la urmă Da. dar îi, îi să vedem că Dumnezeu lucrează și oamenii sunt atinși, oamenii sunt schimbați asta observ eu da. în, în ceea ce spuneți Mări să fie Domnul dacă mai aveți sus. și alte experiențe care vreți să le împărtășiți cu noi de ce nu? Sunt convins că oamenii au nevoie, pe lângă faptul că au nevoie de cuvânt, au nevoie să vadă că, într-adevăr, cuvântul îi viu în viața cuiva da. și asta le dă curaj să meargă mai departe. Mari să fie Domnul, dar e nevoie de ascultare, ca Domnul să comunice printr-un suflet. îi nevoie de ascultare hm. și de inima sinceră să încheiem țărână și să ce să încheiem pe Dumnezeiască. Sunt mulți ani de atunci, vor șapte ani, opt, treia bărbatul meu încă. Domnul a zis că mine era după masă. O zis, pregătește-te de drum. Și am zis, unde, Doamne? Domnul mi-a zis, destinația unde trebuie să ajung. N-am avut bani de drum. A zis bărbatul meu, dar n-ai bani de drum. Acum, 100% te-ai stricat de cap. Eu am început să mă îmbrăc, că Domnul să mă îmbrac și eu îl cred pe Domnul pe cuvânt. E da și amin. Auzeați asta în, în Duhul dumneavoastră? Da. Îi cunosc glasul și îi mulțumesc. E o comunicare la tipul relației. să-i fie în numele. Îi cunosc glasul. Vrăjmașul să dă drept în cer de lumină. Scrie cuvântul. Și imită. Și foarte important ca vasele Domnului să cunoscă glasul lui Dumnezeu foarte important. Dumnezeu să lasă găsit de oricine, dacă e cerut să fie găsit. Mm -hmm. Și am început să mă îmbrac, fără bani de drum. Și în timpul lui a intrat fata mea pe ușa așa, val, cea mai mare. Și o să mă mică, nu știu de ce trebuie să-ți duc banii ăștia. Zice, mă grăbesc, mi mașina pornită, m-a lăsat bani acolo și a plecat. Mă a dat domnul bani de drum. Dar domnul m-a spus să mă îmbrac și n-am avut bani de drum. Dar eu l-am crezut pe domnul. Și știați unde merge? Da. M-am dus pe linia Bradului și ajungea trenul la 12 noaptea acolo. Aproape de Gura Honț, nu departe de Gura Honț, am zis că te domnul, doamne, dar pe păi nu mai trimis tu că n-am văzut nicio rezultat. A zis domnul că te mine, vezi ființa aia îmbrăcată în negru. Pentru ea te-am trimis. Îi cer voie să stai lângă ea și spui că vreau să-i vorbesc. Așa am făcut. Ea a început să plângă și o zis, de patru zile a stat în post. Merea acasă la părinți să-și curme firul vieții. Era deznădăjduită, descurajată. A, așa fac oamenii. Ajung la necaz și nu-l mai cred pe Domnul. Ori Domnul e același, e reaș și în veci. Noi ne schimbăm. Și el lasă necazul ca să-l cunoaște mai bine. Ca să, ca bine. să ne trezească la realitate, ne dă formă la lut. Domnul nu se folosește oricum de un om, îi dă formă la lut să poată folosi de el. Încă la 69 de ani Domnul îmi dă formă la lut și mulțumesc. Și să-mi formă până mă întâlnic cu el, oricât de mult m-ar durea. Am cerut asta. Am zis, Domnule, de câte ori te întristezi, aci pe pământ, trage-mă la răspundere. Pentru că ne însoțesc faptele. Unele se ducă înaintea noastră. Și unele cu noi. Și să ne ajute Domnul să fim așa cum ne vrea El și-am început să-i spun la ființa aia și ea o plâns și-o zis că dacă nu mă trimitea domnul, își curma firuveții. Asta era în tren. În tren. Uh -huh. O coborâ la Gura Honț. Eram tot pe linia aia, în tren, și era o femeie și-o scos poză, arăta la femei. Eu am zis, vai de mine, dar eu cunosc pozele este ființa asta. O arătat o mireasă și pe urmă a arătat o moarte în sicriu. Și am zis, eu m-am întâlnit cu ea pe tren atunci și atunci. zice, dumneavoastră sunteți e sora mea, a da. Dar a zis, da, am zis, da ești pocăită, înainte ca ea să scotă pozele însă, a zis, dumneavoastră ești pocăită, dar de la patra casă ți se aude gura. Păi ea zice, la patra casă stă genierile meu și de acolo mă cer cu el din curte și până la patra casă mi se aude gura. Zice, da, spăcăită. Și-a scos pozele. Deci, Domnul nu a lăsat-o să-și curme firul o, S-a -o căsătorit și la naștere au trecut din viață și ea și copilul. Domnul i-a salvat uh, sufletul. Omul care i pornit și vrășmașul are acces la gândurile negre care îi le duce în cap să-și iei viața. Îi bai dacă nu intervine Domnul. Că vrășmașul e șiret. Domnul și-a dat viața ca să ne dea viață și avem viață prin el, prin jirfa lui. Deci, practic, în situația Dumnezeu vă trimis nu ne Să salveze sufletul. Să salveze sufletul. Până la urmă, zicea Sies lui că noi, înainte de a fi trupuri, suntem suflete și da. omul așa ar trebui privit. Că Dumnezeu asta vrea să ne mântuiască și să ne raportăm unii la alții ca fiind veșnici, nu da. doar pentru partea asta trupească. Așa e. Domnul nu a creat omul pentru, pentru iad. E lucru mare, veșnicia. E, e, e mare lucru unde ne petrecem. A, slujirea noastră e de așa natură încât să fiți totdeauna printre oameni. Da. greu, adică știm că e dificil să lucri uneori, uneori cu oamenii. Cum reușiți să, să îi împăcați pe toți oamenii sau Domnul m-a învățat să privesc la suflet. Eu nu privesc la haine, la ce izbește ochii. Domnul m-a învățat să privesc la sufletul omului. Sunt atâtea suflete salvate dacă copiii Domnului sunt înțelepți și nu fac răni și nu sunt conservatori. Să nu se uite la ce izbește ochii, să se uite la suflet, că pentru suflet și-o dată Domnul viața. Și Domnul a creat omul cu voința Lui personală, nu obligă pe nimeni. Suntem liberi să alegem binele sau rău. Deci cumva în perioada asta Dumnezeu v-a învățat să-i să priviți pe semenii da. prin, m prin din ochii morți. Lui. M-a din morți, Domnul. Din morți m am înviat. Deci practic atunci când povesteați încă la început, erați, erați declarată moartă atunci? a făcut stop cardiac pe masă. Trăiesc că trăiești, Domnul. Nu-i meritul meu. Da, și aduceți, iată, prin experiențele astea, practic, trăim ca să aducem viața din Domnul în, în cei cu care, cu care, ne întâlnim. Am călătorit odată cu un interlop. Așa a fost hotărât de sus. m o luat la ocazie. Mai era o femeie acolo în față. Tată lucrare merem. Pe drum, el mărturisea, pe urmă, că a vrut să mă arunce jos din mașină. Când a pus piciorul la el în mașină, i-am zis, tu ai fost păcăit, tu ai cântat la acordeon, tu ai fost copilul Domnului. Femeia care e în lângă tine, nu e a ta? ți a lăsat femeia copii? Domnul i-a vorbit tata, Asta va arăta Domnul. Când era da, domnul i-a vorbit direct. Mm -hmm. Domnul vorbește prin mine uitându-mă la om. Vorbește și altfel. Dar la lui Dumnezeu, când descoperă uitându-mă la ființa omenească și când Domnul vrea să vorbească la un suflet. El plângea. Și o zis că nimeni nu l-a făcut vreodată pe el să plângă. O zis că el a făcut crimă, au a făcut multe. Sufletul ăla s-a întors la Dumnezeu. Și asta tare m-a bucurat. Și m-a dus în curte la mama lui și o zis, uite, ți-am adus un proroc. Lauda lui Dumnezeu. O să-ți mă descoperi Dumnezeu prin ea tot ce am făcut și eu vreau să mă întorc la Dumnezeu, plângea. O zic nimeni nu m-a făcut să plâng până acum. Dar să întorc la Domnul. Mări să fie Domnul. Până la urmă, n-ai cum să rămâi indiferent la întâlnirea cu Dumnezeu, că aici cred că e secretul. Când omul se întâlnește cu Dumnezeu, nu, nu pot să rămână lucrurile la fel. E ceva deosebit. Îți dă o altă inimă, un alt fel de a fi. Mm -hmm. Nu te mai poți întoarce la omul vechi când te-ai cu Domnul. Am zis și zic și acum. Cei ce n-au întâlnirea directă cu Dumnezeu și superficiali, îmi pare rău de ei să se verifice și să ne verificăm. Cine s-a întâlnit cu Dumnezeu cu adevărat, nu i superficial. Trăiește. Domnul trăiește în el. E viața dumnezeiască în el. Și prin acea inimă curg grăuri de apă vie. Îi mulțumesc Domnului că am o zi, două, mă lasă Domnul să mă odihnesc și de să mă poartă până adunări. Dar nu oricum, nu m-am dus zic capul meu, m-am dus dacă m chemat frații păstori. Nu umblu, hai încoce, hai încolo. Dar îi mulțumesc Domnului și am avut îndrăzneala să zic că -te Domnul, am zis, Doamne, poate mă duce acasă și de aceea acum, în vremea asta, să folosești Domnul mai mult de mine. Și o să o soră bătrână vaste lucru din Oradea, domnul să o binecuvânteze. O să niciodată să nu mai spui lucrul ăsta, fiindcă vrășmașul are acces la ce zici. Și poate să scurme firuveți într-un accident. O să încă Dumnezeu să folosești de ființa ta. E treaba stăpânului când m-a chemat pe nu-i nu treaba mea. Treaba mea e să stau în ascultare, în veghere, și să-mi fac datorie de rob netrebnic până în clipa că mă întâlni cu domnul meu. De-abia să mă întâlnesc cu el. mi dor de domnul. mi dor de el. E așa de minunată întâlnirea cu el. Când domnul se atinge de un suflet omenesc, îl sensibilizează. Oricine ar fi el. Cât de rău ar fi. așa -i. Sora mea, înainte să încheiem podcastul ăsta, mai aveți o experiență care poate ați vrea să o împărtășiți și, și vă pus -o Dumnezeu pe inimă pentru, pentru, cei care ne ascultă? Mulțumesc Domnului Iisus pentru tot. Experiențe multe. multe lucrări făcute de Domnul și văzute cu ochii de carne împlinindu-se. Eram în biserica din Huedin și era un tânăr nepocăit a dus i prietenul lui în adunare. Și Domnul m-a trimis direct la el. O zis Domnul către el, o veni pentru prima dată în adunare. Și o zis Domnul către el, fă legământ cu mine că -ți stă accident mortal în față. Și el nu a crezut. Au auzit atât adunarea. Sunt martori. Era cu sora Verica cu din Oradia. Și la un an a făcut accident cu motocicleta și a zis că mine, nu s-a împlinit lucrarea. Am zis, nu glumi, încă lucrarea e în picioare. L-a așteptat Domnul patru ani și nu a făcut legământ cu Domnul. La patru ani o venit cu prietenul lui, în toamna aia trebuiau să aibă nuntă amândoi și i luat un om bat pe contrasens din plin pe amândoi omorât. O plecat fără legământ cu Domnul. Domnul are răbdare cu noi, ne așteaptă, l-a așteptat patru ani. Pe unii dintre noi ne așteaptă, Domnul, poate o viață. Fratele meu s-a întors la Domnul cu două zile înainte să plece de pe pământ. Mama mea s-a rugat pentru el o viață și vreau să transmit celor ce se roagă pentru suflete și încă nu au văzut rezultat, pentru sufletele dragi. Domnul are vremea lui în toate lucrurile și l-am văzut pe fratele meu înainte să plece de pe pământ, că a trecut pe și eram în lucrare. Și am zis că te frații unde eram, fratele meu pleacă de pe pământ. Și am zis, vai de mine, pleacă nemântuit. Și mai s-a rugat o viață pentru el. Și am intrat înaintea Domnului și am zis, tată, dacă tu îl trezești din comă, rog frații păstori din Baia Mare să se ducă la el și să-l întrebe dacă vrea să facă legământul. Femeia cu care el stătea, o zis că peste cadavru ei face el legământul și Domnul a zis că mine am felul meu de a lucra și mie m-a rămas în minte și Domnul o a trezit din comă și a trimis frații la el și l-a întrebat Iordi că vrei să te botez și l-a plâns, o zis zicând, aștept frații i-au făcut legământ cu Domnul ultimile cuvinte care au fost în telefon cu mine Mozes zis, mie îmi ziceau acolo o casă în Gârdani, Măriuca, și îmi zic și azi la fel, în Maramureș. O zis, că Măriuca, până o lucrat Dumnezeu. Atât a fost vocea lui, atât aia am auzit-o. Era în spital și ne pregăteam să merem la el și am vorbit cu medicul și a zis medicul, credem că s-a stricat de cap, că te vede un domn și nu știm în ce limbă vorbești. Și atunci am început să plâng și a zis, domnul doctor, mama noastră a fost penticostală, a fost credincioasă, l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. El îl vede pe Domnul. A zis, știți ce lucrare e acolo în fața dumneavoastră? Zic, uitați-vă să vedeți ce se petrece. El vorbește în limbi, în limba îngerească, care nu poate nimeni nici imita, nici învăța. Îi un dar dumnezeiesc. E limba Domnului Isus, mărit să-i fie numele Lui. Da, și practic, și domnul... Cu două zile înainte să plece de pe pământ. O pleca de pe pământ a doua zi. A făcut legământul în apă și boteza cu Duhul Sfânt. Niciodată lacrima sinceră, Domnul nu trece pe lângă lacrima sinceră adusă în fața lui, dar Domnul are vremea lui în toate lucrurile și tot îi spre binele celor ce-l iubesc pe el. Ori până ce am trece. Da, ce frumos! E fain când auzi mărturii de genul ăsta, și vezi cum oamenii se întorc și sunt mântuiți, indiferent de vârstă. Mărit Personal, dacă îmi doresc domn. ceva, îmi doresc ca tinerii, cât mai de tânăr oamenii să-l cunoască pe Domnul, să poată experimenta mai mult timp viața cu Dumnezeu și să nu aștepte până la ultima sută. Dumnezeu iubește și pe cei da. care se întorc atunci, da? Ești viitorul tinerii. Vezi, diavolul să luptă să distrugă potențialul nostru pentru împărăție. Adică toată energia care am putea să o folosim pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu. Numai ce e îngătuit? Un fir nu cade fără voia lui. Domnul m-a arătat în biserica Eclesia mulți tineri. Și când i-am văzut atunci, duminică seara, și când am făcut mărturie, unul nu clintea ochii. Așa m-am bucurat. A atins Domnul multe suflet. Ei viitorul. Așa. Și tare iubește bunul Dumnezeu. Și le arată, le arată că iubește și că le ascultă rugăciunea. Da, sunt tineri care îl caută pe Domnul și da. ce mare har să-l găsești pe Dumnezeu încă din tinerețe, Se Minunat. să, să poți să pui cei mai buni ani ai vieții. Am povestit odată cu... M-am întâlnit cu un, un om odată așa în autobuz și eu și uh, țin minte că mi a zis, măi, zici, uite, avea 60 ceva de ani și mi a zis, uh, am lucrat până acum în Spania, mi-am făcut casă, mi-am căsătorit copiii, tot. Deci am făcut de toate. acum că mi-am terminat toate acum pentru Domnul să slujesc. Știi? Ce? cumva am apreciat, dar în același timp am zis, da, cei mai buni ani i-am cheltuit pentru ce? Pentru casă, pentru lucrurile astea și când a mai rămas cu atâta din energia noastră, asta vrem să-i o dăm Domnului. Și atunci -am, cumva ne-am dat seama că Dumnezeu așteaptă de la noi să-i dăm cei mai buni și da. de-aia îmi doresc ca tinerii să-L caute pe Domnul încă când sunt plini de viață, pot să fie folositori împărăției. Ne rugăm pentru ei. Sora mea, aveți 69 de ani, mulți în lucrare, multe experiență. Să se esti facă voia Domnului Măris să-i fie în numele. Da, îți convins că ar mai fi multe de zis, dar dincolo de astea, întrebarea mea este acum, așa, în finalul acestei întâlniri, care e marea dumneavoastră rugăciune, marea dorință pentru, pentru cei în jurul nostru, când vă uitați la toate, cum funcționează acum? Mi milă de suflete. Domnul nu vrea ca noi să privim la ce se întâmplă în lumea asta. Ne doare și ne rugăm pentru suflete, eu mă rog. Dar Domnul vrea ca să avem în inimă curia mântuirii pentru că Domnul pentru cer își pregătește mireasa. Am fost în 2005 răpită și e așa de minunat, acolo în cuvinte pământești nu se poate spune. Ați avut o experiență a răpirii? Puțin, nu mult. Era o pregătire mare pentru mireasă. Vine Domnul. Chiar cei ce se îndoiesc și sunt mai sceptici, Domnul sub ochii lor împlinește Matei capitolul 24. Numai că Domnul nu vrea să privim cu spaimă. Domnul vrea să, să ne inima plină de bucuria mântuirii. Pentru că oricum tot e trecător. Și ceasul care urmează nu e anost. Da, și până la urmă întâlnirea aia trebuie să fie între Fi și Tată. Dumnezeu vrea să da. ne fie Tată. Da. Și indiferent de cât ar fi de greu, dorința noastră trebuie să fie să ne întâlnim cu da. Tata noastră. Da. Domnul să ne ajute. Deci, practic, marea noastră rugăciune e pentru sufletele pentru oamenilor. Suflete. Să nu se mai frământe, să nu se mai zdrobdească atâta pentru cei în jur mai degrabă ca să-l aibă pe Domnul în inimă, să se bucure cu Dumnezeu, să aibă bucuria mântuirii în sufletul lor. Le doresc asta din toată inima mea. Când ai în inimă bucuria mântuirii și îți cuprinde Dumnezeu inima cu pace, cu iubirea Lui, ei vezi pătăți mai buni. De atâtea ori o zis Domnul în adunări prin mine, priviți-vă prin ochii mei dacă ne privim semenii prin ochii Domnului, îi vedem mai buni ca noi, îi iubim, îi iertăm, ne rugăm să ierte Domnul. Da, nu ajuns că zici, te-am iertat. Domnul pleca ca pe cruce și a zis, tată, iartă că nu știu ce fac. Noi știm cine e la spatele celui care face rău. Pentru că Domnul a creat omul pentru, nu pentru ce se întâmplă acum pe pământ. Domnul, când te întâlnești cu el, îl, îl scoate din dinte ce e mai bun, ce bine binecuvântat de el. Practic, noi am fost creați pentru Dumnezeu și pentru slava da, lui Dumnezeu. Da. Când înțelegem asta, lucrurile, lucrurile se schimbă. Da. Sora, mi apreciem mult uh, faptul că ați împărtășit cu noi parte din experiențele dumneavoastră, din lucrare, din felul în care Dumnezeu va a vindecat și a vindecat alți oameni prin, prin darul lui, că până la urmă profeția și toate astea sunt darul lui, da. el lucrează meritul a lui, noi ne punem la dispoziția, la dispoziția lui. Amin. Eu vă mulțumesc mult că Domnul mă da prilejul pe dumneavoastră să-i mărturisesc dragostea. E dragostea lui. Ferice de sufletul care își lasă inima deschisă și mintea prelucrată de el ca să se poată Domnul ocupa de acea ființă, fie bolnavă, fie sănătoasă. Dar Domnul are putere să oprească orice boală crea. Domnul are aceeași putere și brațul lui nu s-a scurtat e același rea și în veci. Așa este. Mulțumim mult, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dragilor, stând aici și povestind cu sora mia, Gândul meu către voi acum la finalul acestui podcast este că fiecare dintre noi trebuie să-l căutăm pe Domnul și să avem noi propria experiență cu Domnul, propria întâlnire, pentru că asta ne va da curaj și asta ne va face să, să putem să trăim viața la un alt nivel. Dar, dincolo de toate, ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să-L căutăm și El ne-a promis în Scriptură că se lasă găsit de fiecare dintre noi. Vă mulțumim că ați rămas cu noi până la finalul acestui podcast. Dacă ați fost încurajați, dacă v-a fost de folos mărturia aceasta, dați-o mai departe, distribuiți, dați un share acestui podcast și ne vedem data viitoare din nou aici la Ecclesia Live cu un nou podcast. Fiți binecuvântați!